Ne vorbea Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Lui în dimineața aceasta despre identitatea Lui. Amin. Și am un gând în inima mea, înăuntru meu, Domnul mi l-a pus, când am citit textul acesta, să vorbesc despre lucrarea Lui Iisus Hristos. El a venit să-și descopere, frașilor, identitatea Lui și lucrarea Lui, să li se fie numele. Ei au știut ce-a venit Iisus Hristos să facă, pentru că le-a spus Domnul. Le-a spus mai dinainte. Uitați ce spune cuvântul în 18:31, Luca 18:31. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini. Că va fi dat în mâna neamurilor, îl vor bajocuri, îl vor ocărâi, îl vor scuipa. Și după ce îl vor bate cu el, îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Le-a spus clar și l-a murit. Nimic de interpretat. Asta se va întâmpla. Acum noi ne suim și asta se va întâmpla. Și uitați ce spune Cuvântul Dumnezeu. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei. Și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Slăviți să-i fie numele. Frașii și frori, Iisus lucrează pentru noi și cu noi. Slăviți să-i fie numele. Iisus lucrează. Dar s-ar putea să fie lucruri, frașilor, care Dumnezeu le face pentru mine și eu să fie ascunse de mine. Iisus le-a descoperit o lucrare care avea de făcut pentru ei. A venit Iisus să îi mântuiască, fraților, să le arate mântuirea Lui și neamurilor și poporului Său. Să vii să-i fie numele. Asta le-a spus Iisus, asta voi face în Ierusalim. Îmi voi arăta mântuirea mea tuturor oamenilor. Dar spune că le-a fost ascunsă, nu că neapărat n-au înțeles ei cuvintele, n-au înțeles pe Iisus ce a spus. Ci spune că le-a fost ascunsă, le-au fost ascunse aceste cuvinte, lucrarea asta, frașilor, de ei. Sunt lucrări pe care Domnul le face în dreptul nostru și nu știm. Nu ne dăm seama, s-o ascunse față de noi. Dar știți când ne le descopere Domnul? După ce se întâmplă, Domnul vine și spune: nu uite ce am făcut. Și nu poate că nici nu ne-am dat seama cât de puternic a lucrat Dumnezeu și noi n-am știut. Sunt lucrări, da, frașilor, pe care Iisus le ascunde de noi, să nu le știm, ca să ni le descopere mai apoi. Asta e voia Lui, fraților. Nu putem să spunem: Doamne, de ce ai făcut așa? De ce nu mi-ai spus înainte? De ce nu m-ai pregătit dinainte? Că atunci era altfel. Atunci poate că mă manifestam altfel. Atunci poate că acționam altfel. Poate că nu făceam chiar așa sau nu făceam lucrul acela sau nu spuneam cuvintele alea. Dacă tu mi-ai spus mai dinainte, dar Dumnezeu, să știți, fraților, că El lucrează în voia Lui. Amin. În planul Lui. După lucrarea Lui. Și apoi sunt lucrări, fraților, care le face Domnul cu noi. Amin. Au fost lucrări care Domnul le-a făcut cu ucenicii. Uitați, o lucrare care au făcut-o pentru ei, dar a fost ascunsă până când... Știți când și-au dat seama ucenicii de ce au făcut Domnul Iisus Hristos? Și au fost prezenți acolo, la moartea Lui, la crucificarea Lui, la tot ce le-a spus Iisus. După ce li s-au descoperit? Când li s-au descoperit? La final. Și le-a spus: tate, n-am spus eu că voi fi bagiocorit, că voi suferi, că voi învia. Va da să fie numele. Amin. Vedeți, frate, suntem dependenți de voia Lui Dumnezeu. Amin. Și pentru asta, frate, noi trebuie să căutăm voia Lui. Ca să putem să fim în această voie a Lui. Să vii să fie Domnul. Amin. Dar uitați, spune cuvântul Lui Dumnezeu clar. Iisus s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor. Iisus a trimis pe doi din ucenicii Lui. Spune că s-a suit împreună cu cei 12, dar pe doi anume i-au ales ca să-i trimită. Unde să-i trimită? În voia Lui să facă ceea ce El voia. Ce-a vrut Domnul Iisus să facă cu ucenicii ăștia doi, fraților? Să pregătească intrarea Lui în Ierusalim. Să știți că pregătirea, fraților, descoperirea lucrării. Iisus le-a descoperit ăștia doi ce vrea să facă. Descoperirea lucrării se face după voia Lui. Dar și pregătirea se face tot după voia Lui, fraților. Amin. Ne descoperă Domnul lucrări pe care trebuie să le facem noi. Că de-aia ți le descoperă ție. De-aia le descoperă, fraților. De-aia ne le descoperă nouă. Că vrea noi să le facem. Dar noi trebuie să știm că se vor face după voia Lui. Pregătirea lucrării. De multe ori, fraților, nu așteptăm să pregătească Domnul lucrarea. Care ne-o dat. Uite, va trebui să faci lucrul ăsta. Și parcă nu așteptăm să pregătească Domnul toate lucrurile. La momentul Lui, când e voia Lui, fraților, să acționăm. Că El îți dă descoperirea, dar după aceea trebuie să-și cer: Doamne, când trebuie să spun?
Când trebuie să mă duc? Poate de 2-3 săptămâni în capul tău se dă o luptă, trebuie să mă duc neapărat până la fratele cutare, dar nu știu când va fi momentul, când va fi ziua. Care e momentul? Acum mă duc. S-ar putea să nu fie încă pregătite lucrurile, că se le pregătește El. Noi trebuie să mergem, frați și surori, în voia Lui. Uitați, vedeți, El își pregătește și lucrarea tot după voia Lui, așa cum a vrut El. Slăvit să-i fie numele. Și apoi trimite oameni. Știți pe care oamenii îi trimite, fraților? Pe cine trimite Domnul? Păi cei ce sunt în voia Lui. Amin. Dacă eu nu sunt în voia Domnului, nu mă poate, frați și surori, trimite. Noi trebuie să căutăm fața Lui, nu? Amin. Trebuie să căutăm voia Domnului. Doamne, care e voia Ta cu privire la viața mea? Asta nu mi-o poate spune nimeni decât El. La El e planul. El are scopul cu viața mea, făcut acolo, schița, proiectul. De aceea noi trebuie să mergem la Iisus, frații, cum El a venit și a pregătit totul. După cum a vrut El, El pregătește lucrurile și caută oamenii care fac voia Lui, ca să-i trimită. Dacă nu face voia Lui, frații, nu vom putea să fim trimiși în voia Lui. Pentru asta trebuie să ne rugăm. Lucrarea asta trebuie să o dorim. La asta trebuie să ne luptăm. Slăviți să fie Domnul! Spune cuvântul lui Dumnezeu atât de important în primul verset care s-a citit. Că Domnul Iisus Hristos a trimis pe doi din ucenicii Săi. Frați și surori, voia lui Dumnezeu să faci acolo unde este unitate. Nu pot să vin în locul ăsta și să spun, pe mine m-a trimis Domnul. Fraților, trimiterea mea trebuie să coincidă cu trimiterea ta, cu a ta, cu a ta, cu a ta. Fiecare avem trimitere personală. Dar vedeți, trimiterea celor doi au fost după voia lui Dumnezeu. Eu unit, frați și surori, trimiterea asta. Trimiterea, dacă nu mă unește cu frații, dacă pe mie mă trimite Domnul, că n-ar că ei nu știu ce să facă, dar și eu ceva, mă duc acolo, mă duc dincolo, fac aia, spun aia, eu îmi fac învățătura mea, eu îmi fac planul, eu îmi fac direcția mea. Și apoi restul, dacă înțeleg bine, dacă nu, nu. Nu, fraților, uitați, vedeți cât de important să ne uităm la unitate. Că vrem să fim în voia Lui, în voia Domnului, fără unitate, fraților, nu poți să fii în voia Domnului. Oricât de mare am spune noi că e lucrarea pe care o facem, oricât de adevărat am spune noi că e lucrarea care o facem, fraților, asta trebuie să fie făcută în unitate. Așa lucră Dumnezeu, așa a ales Dumnezeu să-și facă lucrarea. Nu au spus oamenii cum să facă Dumnezeu lucrarea, Dumnezeu a spus. Când doi se unie să ceară lucrul, vor primi. Slăviți să fie Domnul. Astea lucrări pe care le face Domnul cu noi. Nu vorbim, frații și surori, acum de lucrarea a mea personală de intimitate cu Hristos. Și haideți să vedem când Dumnezeu își împlinește trimiterea care a dat-o oricui. O dat, frate, o trimitere asta. Merge și vestiți. Merge și pregătiți căile Domnului. Păi tuturor ne-a dat-o. Și noi toți trebuie să ne unim la lucrarea asta. Amin. Nu putem să lăsăm pe alții. Dacă este cine să cânte bine. Dacă este cine să pleci în lumea de unde nu-i bine. Fraților, eu când vin în locul acesta, noi când venim în locul acesta, trebuie să căutăm, Doamne, care e voia Ta cu persoana mea aici? Eu unde încadrez? Eu unde lipesc? Să se poată face unitate. Că de așa, pe frate și surori, suntem aici în un lanț. Dată că velișile sunt despărțite. Aici astea pe piesele lanțului. Dar niciuna nu-i prinsă cu cealaltă. Păi are putere lanțul. Dar nu, frate, fiecare venit are putere numai aia cât o are. Dacă se adună toate, așa e că e unitate. Așa e că nu se mai pot despărți. Cât e de greu să rupi un lanț care e legat, dar unul care respira nu are putere, fraților, să lege. Vedeți cât e important să ne unim unul cu celălalt. Asta e voia lui Hristos. Dacă vrem să ne trimite Domnul, fraților, dacă vrem să lucreze Domnul, dacă vrem ca Domnul să-și descopere identitatea Lui în viața noastră, fraților, avem nevoie ca Domnul să ne descopere astăzi. Da, El a venit atunci și a descoperit oamenilor, dar noi astăzi, tot ce s-a vorbit, fraților, în Vechiul Testament.
în Scriptură, ceea ce ține de Nou Testament și istorie. Noi trebuie, frați și surori, să se împlinească cu noi astăzi. Amin. El trebuie să-și descopere identitatea Lui, mie, vouă, la fiecare. El trebuie să-și descopere lucrările Lui. Fiecăruia din noi, fraților, cu fiecare are Dumnezeu de făcut o lucrare. Pe doi au ales să facă lucrarea asta, să pregătească. Pe ceilalți au ales la altă lucrare, pe ceilalți au trimis în altă parte. Asta o face prin Duhului cel Sfânt. Amin. Deu a spus Domnul Iisus Hristos, mă duc, dar nu vă voi lăsa orfani, nu vă voi lăsa singuri, ci vă voi trimite un Mângâietor care vă va călăuzi în tot adevărul. Slăviți să-i fie. Amin. Asta e voia lui Dumnezeu, fraților. Așa vrea Dumnezeu să facă lucrarea. Eu nu pot să-i spun, Doamne, dar păi eu nu pot să trimite și dacă nu. Că mai auzi astăzi, și dacă nu... Neapărat, fraților, și darul ăsta, neapărat și darul ăla, neapărat și lucrarea asta, neapărat și aia. Frații și surori, asta numai dacă mergem înaintea Domnului cu sinceritate și El se descoperă, o putem înțelege lucrarea asta. Până nu ni se descoperă Domnul, până nu se descoperă Domnul lucrarea cu viața noastră, vom merge bâșbâin, pipăin, oare pe aici, oare pe dincolo, oare bine mă duc, oare fac bine ce fac. Oare mă vrea Domnul aici? Fraților, noi trebuie să fim siguri de locul în care Domnul ne-a pus să fim. De locul în care ne-a chemat să fim Domnul. Acolo trebuie să lucrăm siguri. Nu ne putem îndoi de lucrarea care Domnul ne-a promis. Când Domnul ne vorbește, fraților, să știți că omul împlinește. Amin. Domnul când îți vorbește, nu poți să refuzi. Nu poți să spui, dă pace, lasă-mă că... Fraților, El chemie și îți vorbește, El te copleșește cu dragostea Lui. Amin. Cu pacea Lui. Lucrarea Lui îți va aduce împlinire, pace, liniște. Nu îți va aduce tulburare, frică, teamă, oare... Ci când coboară Duhul lui Dumnezeu, vine pacea peste tine. Amin. Doamne, cum vrei tu să se facă lucrarea după voia ta să se facă? Nu mai pun eu condiții, nu mai pun eu bariere, nu mai pun eu piedici. Nu mai spun eu că pentru mine cred că nu e aia, pentru mine cred că nu... Nu știu dacă se poate așa ceva, fraților. Când vine Domnul ne copleșește cu dragostea Lui. Cu pacea Lui, cu bucuria Lui. De aceea spune că împărăția Lui Dumnezeu e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta face Hristos. Când își descoperă identitatea Lui în viața creștinului, slăviți să-i fie numele, când își descoperă lucrarea Lui în viața noastră, nu-i destul să ne se descopere Hristos, trebuie să cerem, fraților, și trebuie noi să cerem și noi trebuie să căutăm lucrarea Lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Trebuie să o cerem de la Domnul, că El ne poate spune ce are de făcut noi. Nu ne pot spune oamenii, ci El ne poate descoperi să fie fie. Dacă El ne descoperă, fraților, voia Lui, haideți să ne dăm toată silința, haideți să ne dăm tot aportul ca să împlinim această voie. Atâta cât îți descoperă Domnul, atâta să împlinești. Slăviți să fie numele și prin Duhul Sfânt, frașilor, să știți că lucrul acesta e posibil. Prin Duhul Sfânt noi biruim. Amin. Cântăm o cântare, prin Duhul Sfânt avem putere. Prin Duhul Sfânt, frașilor, să știți că voia lui Dumnezeu devine o realitate în viața noastră. Nu doar o luptă să ating, să fac voia Lui. Nu, frașilor, când vine Duhul Sfânt, împlinești voia lui Dumnezeu. Că El are putere de a împlini, fraților, omul nu a putut, omul n-a putut să împlinească voia lui Dumnezeu, niciodată. Și nu va putea nici de aici înainte, fără Duhul Sfânt. Când vine Duhul Sfânt în viața unui om, acela împlinește voia lui Dumnezeu în viața omului, slăviți să fie numele Lui. Acela va face lucrarea lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Altfel e doar o luptă, e doar un consum. Nu mai știi, nu mai ai resurse, frați și surori. Un om e limitat. Dumnezeu să știți că n-are limite. Duhul Sfânt va lucra. Duhul Sfânt, frați și surori, va face lucrarea. De săvârșit lucrarea în fiecare. Noi trebuie să căutăm prezența Domnului. Ca Duhul Lui să ne umple. Duhul Lui să ne boteze. Duhul Lui să fie în noi, frați și surori. Să cumplim un râu de apă vie, cum spune Scriptura. Și apoi vom ști să facem voia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos mai spunea un cuvânt și închei, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Amin. Frașilor, cuvântul lui Dumnezeu este o hrană pentru sufletele noastre. Duhul Sfânt este apă pentru sufletele noastre. El îți stâmpără setea. Nu poți trăi nici fără mâncare, nici fără apă.
De aceea e important, frați și surori, să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și prin Duhul Sfânt să ne fie descoperit. Mulți oameni citesc cuvântul lui Dumnezeu, dar nu le este descoperit. Păi ascuns de ei. De ce, frați și surori? Că au nevoie de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, când vine viața unui om, cuvântul împrinde viață. Cuvântul se întrupează în ei. Ia viață, frați și surori. Amin. Încep să treci pentru cuvântul ăla. Încep să acționezi după cuvântul acela. Ca să face Duhul Sfânt. Ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Într-o stare plăcută lui. Slăvit să-i fie numele. Că vrea să ne dăm silințele, frați și surori, la cuvântul acesta auzit astăzi. Să căutăm, frați și surori, ca Domnul să ni se descopere. Să căutăm ca El să ne descopere lucrarea care o avem de făcut. Lucrarea care vrea ca noi să o facem. Locul în care El ne-a chemat. Să putem să-L cunoaștem bine. Și acolo, Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt, să putem să împlinim lucrarea aceasta. Amin. Amin.